În seara aceasta am avut în atenție un șir al cu nume a oamenilor care au fost binecuvântați. A fost binecuvântat Avram, a fost binecuvântat Isaac, a fost binecuvântat în cele din urmă și Iacov, și eu mă rog ca Dumnezeu să adauge pe lista șirului de oameni binecuvântați și numele nostru. Amin? Iacov spunea, nu aveți pentru că nu cereți. De aceea am vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu și să cerem binecuvântarea Lui. Odată cineva auzind că binecuvântarea lui Dumnezeu este primită de cei care o cer, a stat înaintea Domnului și fiindcă nu știa cum să se roage și fiindcă pentru el modul de adresare era potrivit cu felul lumii, în rugăciune a exprimat două cuvinte specifice pentru cei care lucrează în comerț. Și a stat înaintea lui Dumnezeu și a spus, Doamne, te rog să mă binecuvintezi în gro și în detail. Nu-i așa? Vrem ca Domnul să ne binecuvinteze în gro, și anume să deschidă zăgazurile cerului și să toarne ploi de binecuvântare, dar să ne binecuvinteze și în detail. Binecuvântarea să fie peste noi și peste casele noastre. Și zic ca Domnul să ne facă parte de această măsură de binecuvântare în numele Domnului Iisus. Amin. Înainte de a mulțumi lui Dumnezeu pentru roadele câmpului, pentru binecuvântările cu care ne-a cinstit, de a cere ajutorul Lui și binecuvântarea pe care ne-o dorim, aș vrea să adresez o provocare. Sărbătorile vin și trec repede, dar noi trebuie să continuăm lupta spirituală. După cum bine știți, în ultima vreme, lupta aceasta se dă pentru statutul familiei. Și în seara aceasta aș vrea să vă spun starea în care am ajuns și ce trebuie să facem. După ce am adunat 3 milioane de semnături prin care am cerut ca Parlamentul să promulge o lege prin care să se organizeze un referendum ca în Constituție, la articolul 48, să se scrie familia este formată dintre un bărbat și o femeie. Curtea Constituțională a primit semnăturile și a trebuit să ia o decizie. O decizie că aceste semnături sunt valabile și după această constatare, după această hotărâre, se redacteze un comunicat, o adresă către Parlamentul României prin care să arate Parlamentului că sunt împlinite condițiile legale pentru organizarea unui referendum cu acest scop. Numai că cei de la Curtea Constituțională au luat decizia și au arătat că semnăturile sunt valabile, dar după 3 luni de zile încă n-au redactat decizia lor și n-au trimis-o la Parlament. În ce măsură lucrează aleșii noștri? Ne rugăm ca Domnul să se îndure. Dar mai există o provocare. Am vrea să ne rugăm și în ziua de joi, 27 octombrie, să postim și să cerem lui Dumnezeu ca Dumnezeu să dea ajutor și înțelepciune celor ce sunt îndreptățiți să spună pe hârtie hotărârea lor ca procesul să continue. Amin? Mai este o solicitare. În ziua de joi, Curtea Constituțională trebuie să se pronunțe pentru 2 cazuri, pentru 2 solicitări. 2 familii de persoane gay, deci 2 familii de gay, au solicitat, după ce s-au căsătorit în alte state din comunitatea europeană, căsătoria lor să fie recunoscută și în România. Și Curtea Constituțională trebuie să decidă dacă le oferă același statut și în România. Ne rugăm ca Domnul să le dea înțelepciune. În ultima vreme, după cum observați, lupta este foarte puternică pentru că cei din elită, și nu din elita societății, cei din elita masonică doresc să promoveze și luptă cu insistență împotriva familiei și să promoveze căsătoriile astea de ochiate. Haideți să ne rugăm ca Dumnezeu să zădărnicească planul celui rău. Mai există încă ceva. Aceștia luptă ca să restricționeze slujirea, activitatea și mărturia creștinilor. Primul pas pe care dorim să-l facem este să ne unim în rugăciune și zic ca Domnul să ne ajute.
De aceea vă chem în ziua de joi, pe 27 octombrie, să ne unim în post și rugăciune. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit și dacă doi sau trei se învoiesc pe pământ să ceară un lucru, le va fi dat. Vă vom comunica pașii următori. După cum știți, au fost luări de cuvânt, noi trebuie să spunem da, clar și răspicat, cu toată hotărârea și cu toată convingerea că stăm lângă cuvântul lui Dumnezeu. Că noi ne rugăm pentru familie doar așa cum a întemeiat-o Dumnezeu. Că noi nu acceptăm niciun fel de compromis față de ceea ce a spus Dumnezeu și ne rugăm ca Domnul să ne dea curaj și îndrăzneală să putem mărturisi cu toată puterea în orice loc și în orice vreme că noi stăm de partea adevărului și de partea cuvântului lui Dumnezeu. Dacă vor fi pași următori pe care trebuie să-i facem, și anume să ieșim la manifestări publice, vă vom anunța la timpul potrivit. Dar haidem acum să facem primul pas cel al luptei spirituale. Și joi, seară, după ce toată ziua am fost în post și rugăciune, în locul acesta vom avea o rugăciune specială pentru problemele menționate. Acum haideți să ne ridicăm, îl chem pe fratele Marius să vină la amvon și să încheie cu rugăciune timpul de părtășie și slujirea din seara aceasta. Tată Ceresc, mulțumim frumos pentru credincioșia Ta, mulțumim frumos pentru purtarea Ta de grijă și mulțumim frumos, Doamne, că am avut parte de har și în seara aceasta. Amin. Mulțumim pentru părtășia din seara aceasta. Amin. Recunoaștem, Doamne, că Tu ești dătătorul binecuvântărilor. Amin. Și mulțumim că atât de frumos ne-ai binecuvântat pe fiecare dintre noi. Amin. Mulțumim pentru binecuvântările spirituale, mulțumim Amin. Pentru binecuvântările materiale și, Doamne, ajută-ne să ne încredem pe deplin în Tine. Recunoaștem, Doamne, suveranitatea Ta, Amin. Recunoaștem domnia Ta și ajută-ne, Doamne, să trăim și să umblăm prin credință. Mulțumim pentru slujirile care au fost zilele acestea, Amin. Pentru zilele acestea de sărbătoare. Ajută-ne, Doamne, să ne încredem în Tine, Doamne, Amin. Pe mai departe și, Doamne, cât vei rândui Tu să trăim pe acest pământ, să trăim fiecare zi, Doamne, cu scopul acesta să Te glorificăm pe Tine. Mulțumim pentru toți aceia care au slujit, pentru corul seniorilor, pentru corul mixt al bisericii, pentru slujirea tinerilor. Doamne, dă răsplătirea Ta cerească. Mulțumim pentru frații care au slujit, robii Tăi, Doamne, răsplătește-le și întărește mai departe. Mulțumim și pentru fratele Florin Iosu. Amin. Te rugăm ca să-i dai har și să-l păstrezi în harul Tău și, Doamne, să ducă cuvântul Tău mai departe. Te rugăm să fii cu fiecare dintre noi, Doamne, la despărțire și ajută-ne să împlinim și să trăim cuvântul pe care l-am auzit zilele acestea și să căutăm, Doamne, în inima noastră, în viața personală, în viața de familie, în viața bisericii, să Te glorificăm pe Tine, Tată, Fiule și Duhule Sfânt, în veci de veci. Amin. Amin. Vă invit să luați loc și vreau să vă întreb dacă simțiți miros de sarmale. Da sau nu? Nu, pentru că nici nu avem sarmale. Eram curios dacă simțeați miros de sarmale, mă întrebam și eu de unde. Dar avem alte bunătăți pregătite pentru cei care ați binevoit în seara aceasta să fim la sărbătoare. Sunt 20 de ani de la inaugurarea clădirii, 44 de ani de funcționare. Mulțumim lui Dumnezeu. Mai aveți puțin tică răbdare, vă rog. Transmitem salutările călduroase și la propriu și la figurat ale bisericii. Salutul bisericii Maranata se găsește în a 2 Corinteni, capitolul 13, versetul 11. Cuvântul Domnului zice așa: încolo, fraților, fiți sănătoși, desăvârșiți-vă, îmbărbătați-vă, fiți cu un cuget, trăiți în pace și Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi. Amin. Fraților din Anglia, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Fraților musafiri, mulțumim pentru implicarea dumneavoastră din trecut, din prezent și mulțumesc și pentru implicarea din viitor. Amin, amin, amin. Frate Telu, știu că pleci în America, dus salutările românilor de aici. Dumnezeu să vă binecuvânteze împreună cu sora Ana, să vă facă binecuvântarea acolo unde mergeți și vă așteptăm sănătoși înapoi. Ceilalți musafiri de la București, de acasă, mai de departe, Dumnezeu să vă însoțească, să vă ocrotească și toată slava să fie a lui Dumnezeu prin viețuirea dumneavoastră. Amin. Amin. Vreau în seara asta să mulțumesc mai departe și nu pot nominaliza
pentru că avem mai multe echipe și mulțumesc celor care au predicat. Știți dumneavoastră, fiii bisericii, doresc din toată inima ca Dumnezeu să le dea binecuvântare. Amin. Dumnezeu să-i facă binecuvântare acolo unde a așezat Dumnezeu. Amin. Și doresc din toată inima ca acolo unde sunt ei, lucrarea lui Dumnezeu să propășească. Amin, amin. Mulțumesc celor care au cântat și ne-au încântat prin cântare, corul seniorilor, corul mixt, corul familiilor tinere, corul tinerilor și adolescenților și Dumnezeu să îi binecuvânteze. Mulțumesc celor de la sunet, mulțumesc celor de la video care s-au implicat și au realizat materialul de dimineață, celor și în mod special celei, știi a cine care s-a implicat la ornare aici în față, celor care au contribuit la masa care urmează să fie anunțată, cei ce au fost la cumpărături, la pregătiri de mese, la bucătărie, la ordine, la alte și alte lucruri, Dumnezeu să-i binecuvânteze. Doresc ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pe dumneavoastră. Ei, avem următorul anunț. Există hrană, da? Cozonac, struguri, banane, mere, banane românești, da? O grămadă de lucruri date spre nimicire. Există hrană pentru fiecare dintre dumneavoastră. În dragoste, dându-ne întâietate după o hermeneutică sănătoasă la ospeție, căutând să ne dăm întâietate, dar ne plecând de aici fără să coborâm pe jos, să luăm o felie de ceva, să stăm la părtășie, să petrecem timp mai departe. Și Dumnezeu să binecuvânteze hrana, Dumnezeu să binecuvânteze adunarea Lui în întregime. Mulțumesc fratelui Florin, Dumnezeu să-i dea har, Dumnezeu să-l binecuvânteze și mulțumesc și pentru data viitoare. Amin. Aș vrea să cântăm o cântare. Da, sunteți de acord? Parcă am încheiat așa. Cântăm o cântare, cântarea 322, clasica noastră cântare de despărțire. Haideți să... fratele David a încuiat orga, haideți să ne ridicăm. Ne ridicăm și... cântarea 322, sper că n-ați încuiat și calculatorul. 322, cântăm din toată inima, ne salutăm. Cântarea 322... Spune așa, frați și surori, acum ne despărțim. Mai sunt semne de carte, pietre de aducere aminte. Cei care nu le-ați luat dimineață sau care doriți încă un semn de carte, îl puteți avea la ieșire din casa Domnului. Până când vom fi împreună, cel prea înalt să fie cu noi.